Trecerea la ora de iarnă se va face săptămâna aceasta, în ultimul weekend din luna octombrie, în noaptea dintre 26 și 27 octombrie. Atunci ceasurile se vor da înapoi cu o oră. Ora 4 va deveni ora 3. Va fi cea mai lungă zi din an cu 25 de ore. În perioada orei de iarnă, diferența dintre România și timpul universal va fi de două ore, spre deosebire de trei ore în ora de vară. Deși s-a discutat foarte mult de renunțarea la schimbarea orei, decizia definitivă nu a fost încă luată, astfel că cel puțin anul acesta și anul viitor această practică va continua. Se va reveni la ora de vară când ceasurile se dau înainte cu o oră și ora 3 va deveni ora 4 în ultimul weekend din martie 2020, în noaptea de 28 spre 29 martie 2020.